Mulțumim din suflet, Sfințite Părinte Adrian. Un ucenic devotat al Părintele Nicolae. Părintele Nicolae care iubea foarte mult și sunt convins că sentimentele erau reciproce. Iată că la 7 luni, de la lansarea cărții de predici, graiurile mele ascultele Doamne, ne revedem, ne reîntâlnim aici, mulți dintre ucenicii și fiii duhovnicești ai Părintelui Nicolae, mulți dintre cei care l-au iubit și prețuit și dintre cei care încă îl mai iubim și îl mai prețuim, pe Sfinția sa, pe familia Sfinției sale, pe Doamna Preoteasă, reîntâlnindu-ne cu prilejul lansării unei alte cărți, In Memoria, dedicată Părintelui Nicolae, care anul acesta, pe 22 mai, ar fi împlinit 95 de ani de viață, iar în urmă cu o săptămână, pe 30 noiembrie, de Sfântul Apostol Andrei, ar fi împlinit 50 de ani de slujire sacerdotală sau preoțească. Părintele Nicolae a plecat în urmă cu un an de pe acest pământ, de la moarte la viață, de pe pământ la cer, și ne-a lăsat pe noi, apropiații Sfinției sale, să comemorăm aceste două momente sau evenimente din viața Sfinției sale prin punctarea sau omagierea lor concretă în lansarea acestor două lucrări, prima scrisă de Părintele Nicolae, de fapt nu scrisă, ci rostită de Părintele, fiind vorba de culegerea de predici, și a doua scrisă despre Părintele Nicolae, unde sunt adunate 100 de mărturii din partea sau de la dumneavoastră, ucenicii și iubiții sau apropiații Părintele Nicolae. Fiecare mărturie foarte sensibilă și delicată, plină de frumusețe și de noblețe spirituală și sufletească. Dacă stai să le citești, poți să le primezi la fiecare cel mult sau cel puțin a doua frază. Pe parcursul întregii cărți, a întregii lucrări, carte ce cuprinde 10 capitole concrete plus al 11-lea de amnesie. Ne-am adunat azi, așa cum ne adunam până mai ieri, în fiecare an, la onomastica Părintelui Nicolae, în chiar ziua numelui Părintelui Nicolae, în ziua în care îl pomenim pe Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelonichiei. Este și aceasta o prăznuire. Comemorarea aceasta dedicată Părintelui este cu adevărat pornită din prea plinul și din dragostea și prețuirea noastră față de Sfinția sa. Continuare aduceam flori și ne întâlneam cu Sfinția sa întâi în liturghie, aici în Sfânta Biserică și eventual după aceea, cei care mai puteau, mai aveau timp să stea la casa primitoare a Sfinției sale, unde fiecare își găsea loc, primindu-i generos și larg pe toți. Și se bucura mult. Oricât de obosit era, până seara târziu, în ziua aceasta, ca și în 22 mai, în fiecare an, venea câte unul, câte doi, câte cinci pâlcuri de fii duhovnicești, prieteni, ucenici și apropiați să-l felicite pe Părintele Nicolae, atât de ziua sa onomastică, cât și de ziua sa de naștere. Și dacă
Alteori obișnuia să se odihnească puțin la prânz, în aceste zile stătea și primea și aștepta pe toți cu mult drag. Și ne simțeam bine. Dacă astăzi, după un an de zile, între altele, ne este dor de Părintele Nicolae, că fiecare dintre noi este dor, să vede din această carte acest lucru. Ea trădează sentimentele noastre vis-a-vis de Sfinția sa. Niște sentimente superbe, frumoase și pline de sinceritate. Este și pentru faptul că ne este dor de Părintele calm și cald. Părintele nostru bun și drag Nicolae. Ne este dor de căldura sa, de dragostea sa, de bunătatea sa, de răbdarea sa, de zâmbetul său larg și de deschiderea și seminătatea feței sale atât de generoasă. În lumea învălmășită în care trăim și în care pe zi ce trece ne robotizăm tot mai mult, și ne acutizăm în înăsprirea și împietrirea sufletului și inimii noastre, din vreme în vreme venim la asemenea soroace, momente sau evenimente să ne luăm câte o gură de oxigen și de aer, participând la asemenea evenimente comemorative, încărcându-ne și reîncărcându-ne de la oameni iubiți de Dumnezeu și de oameni ca Părintele Nicolae. Oricât de învălmășiți am fi și de amestecați în această lume, pe acest pământ, în acest viac plin de zgură, neputință și ostoială, din când în când avem nevoie de asemenea guri de oxigen și de ozon. Și atunci, iată, rânduiește Dumnezeu să se ivească asemenea momente și prilejuri binecuvântate în care venim și ne reconectăm la Duhul, la felul de a fi, la dragostea și la bunătatea Părintelui nostru duhovnicesc, sau pur și simplu a Părintele nostru drag și bun, Părintele Nicolae. Slavă Lui Dumnezeu că mai putem rândui asemenea evenimente, că mai putem participa la asemenea momente, că iată a ieșit o carte extraordinară care oricând ar putea continua într-un posibil volum 2, fiindcă sunt convins că ar mai fi mărturii și mărturisiri și ale altora vis-a-vis de Părintele. Oricum, ce s-a realizat în sau cu această carte este o reușită extraordinară. Și pentru aceasta tot meritul îi se cuvine, în primul rând, Doamne Preoteasă. Doamna Preoteasă care este aici cu noi, și trag nădejdea că și noi suntem împreună cu Dumnezeu și că nu o lăsăm și că nu abandonăm și că nu o lăsăm în singurătate, cu toate că eu nu recunosc că vin tot mai rar și o cercetez tot mai rar, fiindcă, repet, suntem amestecați în tăvărugul acestei lumi. Vreau însă să o asigur și sunt convins că sunt mulți care confirmă acest fapt că Dumnezeu nu este și nu va fi singură, că o pomenim alături de Părintele în rugăciunile noastre. Apoi această carte, această alcătuire se datorează în foarte mare măsură domnului Grama, domnului Florin Grama, directorul editurii, care a tipărit, a publicat toate volumele, toate cărțile Părintelui Nicolae de până acum, și care editură, Ama Editing, condusă cu atâta profesionalism și dăruire de domnul Grama, a preluat, dacă vreți, opera Părintelui Nicolae ca un testament, ca pe o moștenire, și iată,
o predă și o transmite nouă, urmașilor, succesorilor sau posterității într-un mod foarte elegant, foarte competent și foarte eficient. Pentru că, până la urmă, volumul acesta, ca și celelalte anterioare, poate rivaliza cu oricare alt volum sau apariție editorială produsă de oricare altă editură de la noi sau din străinătate. În această lucrare, ce cuprinde, cum spuneam, 11 volume, 11 capitole, s-au adunat, cum spuneam, gândurile sensibile și delicate ale multora dintre noi. Acest volum adună împreună 100 și de mărturii cu și despre Părintele Nicolae Bordașiu. Mărturii extrem de diferite, atât din perspectiva autorilor, ierarhi și preoți, profesori universitari sau medici, jurnaliști și persoane publice sau oameni simpli, fii duhovnicei și apropiați de o viață sau persoane care l-au cunoscut doar ocazional, cât și a conținutului sau stilului, care variază de la texte biografice sau evocări ample la simple amintiri, de la mărturii tulburătoare de viață la poezii curate, scrise de mâini de copil. Și vom și auzi câteva dintre ele, rostite chiar de ei, de autor aici de față. Și totuși, dincolo de toată această heterogeneitate, se degajă cu ușurință un numitor comun foarte evident. Marea dragoste a Părintelui și marea dragoste pentru Părintele Nicolae. Și câteva cuvinte care revin mereu și mereu, cuvinte care încet, încet, text după text, compun un chip pe care îl recunoaște cu drag. Cuvinte precum zâmbet, bunătate, blândețe, lumină, dăruire, rugăciune, iubire, căldură și bucurie. Lucru pe care îl veți putea vedea și din fotografiile, din imaginele intergalate în acest volum omagial comemorativ. Ne-am adunat mulți în această seară, în acest duh patronat, dacă vreți, de dragostea Părintelui Nicolae. Lucrul acesta, fără a avea pretenții de mândrie sau de orgoliu, ar trebui să dea de gândit tuturor că iată, până la urmă, oamenii buni rămân buni și sunt iubiți și prețuiți cu admirație și recunoștință după ce au trecut pe tărâmul celălalt al făgăduinței în împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi. Și iată, chiar dacă a trecut un an, numărul lor nu s-a împuținat și nu s-a subțiat. Fiindcă, precum un magnet atrage sau este atras de fier, așa, oamenii care tânjesc după bunătate, după dragoste, după căldură, după milă, după adevăr, după Hristos, se vor raporta oricând și oriunde la preferele și exemplele sau modelele care îi pot ajuta să ajungă într-acolo, adică la Hristos. Și în acest context, în acest sens, Părintele Nicolae a fost un far călăuzitor către soarele cel izbăvitor și mântuitor, Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. De aceea a venit lumea, de aceea am venit noi, atâția în această seară, la pomenirea Părintelui Nicolae, sau la parastasele care s-au săvârșit în cinstea și într-o amintire a Sfinției sale. Că l-am găsit, l-am cunoscut și recunoscut ca fiind un om bun, într-o lume atât de rea. Un om cald într-o lume atât de rece. Un om cald într-o lume, un om cald într-o lume atât de rece, un om cald într-o lume atât de agitat.
Un om blând într-o lume atât de aspră. Un om deschis într-o lume atât de închisă. Un om iubitor într-o lume atât de disprețuitoare. Un om altruist într-o lume atât de egoistă. Un om smerit într-o lume atât de mândră și orgolioasă. Poate în momentele în care mulți dintre noi am crezut că nu mai este șansă, o soluție de ieșire și de scăpare dintr-o situație și că ăsta este mersul, oarecum fatalist, cursul fatalist al vieții noastre, ne-am întâlnit cu el, cu Părintele Nicolae, aici. Și ne-a dat mângâierea și nădejdea de care aveam atâta nevoie, trimisă de Hristos, prin care care a lucrat prin Părintele Nicolae. Hristos a lucrat cu Părintele Nicolae și prin Părintele Nicolae ne-a trimis nouă har, dragoste, mângâiere, pace și bunătate. De aceea am venit și vom veni în continuare la toate soroacele de pomenire și de cinstire ale Părintele Nicolae. Și îl vom pomeni în continuare în rugăciunile noastre, în parastasele noastre, în propădirile noastre, în zilele de pomenire pe care și noi le vom săvârși pentru ai noștri, la un loc cu ei vom adăuga și pe Sfinția sa. Fiindcă e Cel care ne-a cununat, e Cel care ne-a botezat, e Cel care ne-a botezat copiii, e Cel care ne-a botezat nepoții, e Cel care ne-a înmormântat părinții, ne-a propădit părinții noștri, e Cel care ne-a dezlegat de păcate, care ne-a spovedit, care ne-a mărturisit. E Cel care ne-a întors de la drumul cel rătăcitor pe drumul cel mântuitor și izbăvitor sau curățitor. Este Cel care a fost duhovnicul și Părintele nostru duhovnicesc. Și părinții bisericii spun că inima omului are doar intrări, nu și ieșiri. Și ce intră acolo și prinde sălași și contură acolo, acolo rămâne, acolo se dezvoltă, că e bun, că e rău. Și atunci, odată intrat Părintele Nicolae în inima noastră, îl asigurăm că el acolo va rămâne, pe tot parcursul vieții noastre, cu nădejdea că într-o zi ne vom întâlni cu el, ne vom revedeni și revedea cu el, în Împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi, spre care și noi nădăjduim și tindem, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Pomenirea Lui să fie din veci în veci. Amin. Acum voi da cuvântul Doamnei Rodica Culcea. Și apoi vreau să vă spun că intercalat cu fiecare cuvântare vom da curs unei poezii. Dar voi anunța totul pe parcurs. Mulțumesc, doamna Culcea, aveți cuvântul.